Invităm acum, stimați prieteni, ansamblul etnofolcloric Mărgăritarele Puhoi și menționăm că într-o lucrare de importanță enciclopedică, obiceiurile și folclorul sărbătorilor de iarnă, distinsul profesor, ilustru savant Nicolae Băieșu, ne sugerează că dacă realizăm o notă, o analiză a tradițiilor etnofolclorice ale sărbătorilor de iarnă, remarcăm că aceste tradiții exercită anumite funcții, funcția de protecție apotropaică, de purificare, de vindecare, de fertilitate sporită, de urare înaltă, toate aceste funcții și funcțiile spectaculare de divertisment artistic și de petrecere sunt deosebit de relevante în cadrul acestui festival. Ansamblul etnofolcloric Mărgăritarele Puhoi, director artistic domnul profesor Vasile Cătărău, conducerea muzicală domnul profesor Valeriu Ipati. Bine ați venit, sănătoși! Bună seara, Dumnezeu!
de perghele și ascultat vorbele mie. De când seara s-a dat, nemulți boieri îi așteptau. Și zbânurile cu toate le știre ta. El tare mult s-a bucurat și două prieteni de zice ta. Pentru aceasta, băi, băi, se răsuge peste băi, Bonicescu nostru. Să spun apă de Vasile, într-o sfântă joi, cum plucu 12 boi. Boi bori, în coada cu dâmbii, în frunte ți se simt. Bă, ce-o perică mii de lei, ce-o pornit la rând, în loc nieții și curat. E la Dumnezeu spun de sal, ce-o rând, morțile pânețele, miercurile pinscurile, joile băile, vinerile pealurile și sâmbătă dâmbările. Apoi au oprit, l-au deșucat, boii l-au dignă odat. Domnul Hadram de Băuneu s-a spiriat nicio cărat și a fugit în țara ungurească. Și nu vrea jupânul gazdă ca să ne pătrească. Noroc a ieșit un jupân de casă, o mai vie. L-a ducat de urechi, în cer dacă ne-a șizat și banii în mână de la. Roata lui! Când gazda a sculat, pe față s-a spălat, despre câmpă poliță, m-a dat griu de răsuit. Griu era tare frumos, că și patru Hristos. Ce să facem, mă nevastă, să vedem câinii acasă? Ia, dragi băi, vă strânge noi, câinii și decizii. Sunt amunt de fale bătrâne, dar le știm fără la câine. Nepoți și nepoțele, ce merge treaba spună cu ele. Dintr-o ceată mai plăcăi, ne sunăm de sub galei, se răsune peste băi, Bonicescu nostru. S-au întrunat la secera, secerul nu s-a ajuns. Și-a pornit jupânul gazdă în sus, la dâmpla roșiori, să facă secer pe ceceratori. Și-a făcut secer mititele pentru fete tinerele și neveste ușele. Și secer mai mari pentru flăcări cei tari. Și una cu mănânchiul din său, cu care îmi secerat și eu. Și pe dealul și pe băi, trageți brasta mai flăcări și strigați cu toții. Thank you.
Colacul și Fitacul, ansamblul etnofolcloric Mărgăritarele Puhoi, director artistic domnul profesor Vasile Cătărău, vă mulțumim frumos!